Valentino. Bună ziua! Aveți o comandă cu bicicletă. Bicicleta este pregătită și se poate pune la curier. Da, astăzi trimitem bicicleta. Mâine ajunge la dumneavoastră. O să fie în cutie. Trebuie să-i montați roata din față, chitonul și pedalele. Să aveți grijă la pedale, să le strângeți bine. Bine. Mulțumim! Mulțumesc și o zi bună, vă doresc! Cu drag, o zi bună! Bine, băieți! Mâine vine bicla! Woo! Aia zic, tată! Mâine, oameni buni, vine bicicleta. Ei bine, poate vă întrebați, stai puțin, Emi, ce bicicletă? Stai un pic, stai, ce se întâmplă? Ei bine, oameni buni, da, ați auzit bine, mi-am comandat bicicletă nouă, m-am săturat de jafuri, de sărăcii, de biciclete vechi, de second hand-uri, de țigănii. Mi-am comandat bicicletă nouă, haideți să vă arăt și ce bicicletă m-am luat. Fiți atenți aici. Așadar, oameni buni, asta este bicicleta pe care eu mi-am comandat-o. Este un Focus Whistler 3.5 29 Diamond Black. Hai să vedem și specificațiile, foarte, foarte, foarte rapid. Cadru de aluminiu, fain frumos, o furcă de la Seresontur. Așa, avem, ce mai avem? Schimbător spate Shimano Acera, schimbător față Shimano Turney, manete schimbător Shimano ST. Avem frâne de la Shimano hidraulice MT200. Ce mai avem? Butuc față, spate Shimano. Anvelope Impact, nu știu ce. Un ghidon de 720 mm. Mașone Focus, șa Focus Sport. Și o greutate a bicicletei de 14,9 kg. Cam asta este bicicleta în mare. O alte chestii o să vedem. Momentul în care iau să vin acasă. Nici am înțeles de la doamna respectivă. Practic are ghidonul, broata din față și pedalele desfăcute și au zis să le strâng bine. Ne descurcăm, nicio problemă, le descurcăm, nu-i nicio problemă. Suntem mecanici adevărați, așa. După faza cu bicicleta, nu n-am mai suportat. Am zis, nu frate, nu, deja mi s-a luat bicla nouă și la revedere, tată bună, somn ușor. Rămâne, oameni buni, să revenim în momentul în care mă sună curierul și vine bicicleta și vedem, facem unboxing tot frumos, test ride și tot ce trebuie. Pentru voi e super simplu că așteptați câteva secunde, pentru mine e chestie de așteptat de o zi sau poate chiar două. The next day. Ce interior? Ia vedeți ce avem interior. A venit bicicleta, oameni buni. Hai să dăm un mirror mișto. A ieșit. Și în sfârșit, oameni buni, avem o bicicletă nouă. Doamne, fie lăudat. Însă, știu exact ce nu e al ei, pedalele astea pe care le-am schimbat și șaua. În rest, totul este a ei, de la mama ei și încă ceva, plăcuțele de pe spate. Acum vreau să vă arăt puțin bicicleta, să o vedeți așa în mare. O să pun acum niște cadre pe imagine.
cam asta este bicicleta, oameni buni. Da, mai departe, hai să vedem, să vedem în acțiune, zic. Tot aici. Sărim aici. O deschimbătorul, n-are nimic. Continuăm. Viteză. Progredăm până într-a întâia. Sărim ușor pe frâne. Hop. Și ducăm apă pe aici. Sărim. Ne prinde toate aceste mărăcini. Din nou pe pod. Facem bicicleta liber. Și aici ne-am oprit. Trafia. Din nou aici. Merge și un wheelie. Se ridică foarte ușor într-o dată. Ia uitați-vă. Nu are absolut nicio problemă. Merge foarte finuț. Frâna ține foarte bine. N-am absolut nicio emoție. Însă trebuie să mă obișnuiesc eu cu ea. Deci aici este deal. Și aici sunt niște uite de la motor. Nu mă încurcă cu absolut nimic. Și acum testul suprem, să o băgăm la off-road adevărat. Ideea am cumpărat-o, n-am cumpărat-o să mergem cu ea pe stradă. Am cumpărat-o să o băgăm la off-road, să ne dăm pe roată, să ne distrăm. Ne asigurăm în spate că nu vine nimeni. Și azi trec cu full viteză pe off-road. Roțile sunt umflate până la mama supărării. Am băgat 4 bari în roți. Pe off-road se ține foarte, foarte bine. Nu am nicio emoție. Și acum întrebare. Merită 2700 de lei? Păi zic eu, merită. Merită cu vârf și de soap. Din păcate bate vântul și o să am auzit destul de la sol, așa cum o să vorbesc puțin mai tare. Eventual, dacă chiar vrei să faci off-road extrem, ar merge un schimbător, un ambreiaj sau cu o patină blocabilă. Da, acolo. Asta cred că ar fi singurul upgrade pe care aș vrea să-l fac. În rest, bicicleta e tiplă. Frânele de 160 țin extrem de bine. N-am absolut nicio emoție cu ele. Am frânat, aici m-am oprit. Acum întrebarea întrebărilor. Este bicicleta asta un mountain bike adevărat? Mai adevărat că și bicicleta asta nu există. Nici o emoție. Schimbătorul ăla bate un pic în cadru, în rest nici măcar o emoție. Nu e acasă. Cu trecutul nu până aici ta. Ce era? Nu știu, era unul înainte, dar nu știu drept. Ce-ai schimbat din acela? Nu mă, frate. Ce dă vă? 27. Nu mai dau. Nu mai te crac să n-a așa. Nu l-ai văzut pe ăla? Ia! Hai să mă bată mama. Cu 3,5 bari în roți. Ce vada, bă? Baba. Bicicleta ridică pe el. Bă, dar de ce roata? Bă, stai o țără. A dat cu ea scăriță. Opa. Acasă, acasă. Ai putut o scăriță. Acasă. Nu știu. Da. A luat pinie sau ai dat în scăriță, bă? Drept. Învârte-o să zic dacă n-ai pinie. Ia învârte-o. Pană. Să învârte-o că am făcut pană. Dar îți trebuie hortoape. Dar dacă spart-o dau o locuri, e scăriță. Gata, pe jante. Hai că mărg așa că e. Da? Da.
Bă, frate, care erau șansele? Hai, dar nu poți să-l țin dreapt, ești nebun la cap. Știu că mă zicem din nou. Ai, gata, moale, nu mai. Mersi, salut. Salut. Ne vedem când ne întâlnim.